plață tinerii se pot apropia de credite subvenționate pentru a începe o afacere, iar bugetul pe anul 2012 este de 3 ori mai mare decât bugetul pe 2011 alocat în această direcție, în această, pe această măsură activă de sprijin. Și eu aș mai vrea să mai subliniez un lucru, pentru că suntem în această zonă economică. În acest an, guvernul are în intenție reducerea CASE-ului, un lucru care vine clar în sprijinul atât a angajaților, cât și a angajatorilor. Mai mulți bani în bugetul salariaților, indiferent că sunt salariați la stat sau la privat, dar și o măsură activă, proactivă, în sprijinul oamenilor de afaceri, în sprijinul mediului de afaceri, atât de încercat de altminteri în perioada de criză a ultimilor 3 ani. De la căcându-l? Cât se vorbește? 1,2-1,5% sunt doar prognoze. Nu pot să vă spun că această cifră este una bătută în pâine. Este cu siguranță o măsură pe care o va avea guvernul în vedere din această primăvară. În momentul de față este în analiză, este în studiu. În momentul în care avem concluziile studiului, cred că vor fi și resuma exactă.